Nevoința zilnică a părintelui Haralambie. Atunci când părintele Haralambie a venit să se facă monah în obștea starețului Iosif, programul zilnic al obștii, deși era foarte aspru, i s-a părut ușor pentru că se călise încă din lume. Și astfel, deși era conștient că trăia împreună cu oameni sfinți care făceau o nevoință mare, râvna lui de începător îl îndemna să facă și mai multă nevoință. Prima încercare cu cele 3.000 de metanii i s-a părut a fi o jucărie și în timp ce se pregătea să-l întreacă în nevoință chiar și pe unchiul său, care ajunsese să facă până la 5.000 de metanii în 24 de ore, s-a lovit deodată de stânca de neclintit de mult experimentatul său stareț. Acesta cunoștea foarte bine cuvintele părinților care spun că atunci când îl vezi pe tânăr că vrea să zboare repede la cer, apucă-l de picior. Bucuros, tânărul nevoitor a adus la cunoștința starețului noul său record. Ghironda, astăzi am ajuns până la 5.000 de metanii. Dar în loc de așteptata laudă care credea că îi se cuvine pentru izbânda sa, l-a auzit pe stareț spunându-i pe un ton aspru: dar cine ți-a dat binecuvântare, iubitorule de voie proprie, să faci atâtea metanii? Nu știi că osteneala făcută fără binecuvântare se pierde? Bine, Ghironda, dar oare nu am venit aici pentru a ne nevoi? De ce binecuvântare mai este nevoie? Ba, este nevoie și încă de multă. Bine, atunci de astăzi înainte să se facă aceasta cu binecuvântarea sfinției voastre. Binecuvântarea mea? Așadar, tu vrei să ne comanzi pe noi. Haralambie, ascultă-mă bine. Începând de astăzi, îți interzic cu asprime să faci mai multe de 1.000 de metanii. Ah, Ghironda, m-ai ars! Să faci numai ce îți spun eu, iar voile tale să le lași deoparte. Starețul a procedat astfel deoarece vedea că tânărul se primejduia să cadă victimă ispitei de-a dreapta, a mândriei, mai ales că în obștea lor erau frați mai neputincioși, care nu puteau face atât de multe metanii. De asemenea, starețul a înțeles că lăsându-l pe părintele Haralambie să facă nevoința pe care ar fi voit-o, puterile trupești ale acestuia ar fi cedat. Și s-ar fi primejduit duhovnicește pentru că nu era tânăr, avea deja 40 de ani. De aceea l-a și îndemnat să dea mai multă importanță lucrării minții, adică mintea să intre în noima rugăciunii neîncetate. Însă, pentru ca mintea să se supună duhului, sfinții părinți spun că trebuie să fie supus mai întâi trupul. Dar oare cele 1.000 de metanii făcute în fiecare zi sunt puține? Însă lucrul cel mai important este că trupul părintelui Haralambie era supus în fiecare zi la munci grele. Ceilalți părinți ai obștii îl numeau mână de aur. Era priceput în toate, de la construcții până la lucrările de tâmplărie, grădinărit, gătitul mâncării, lucrul de mână, etc. Le învățase de unul singur doar arareori de la alții meșteri atunci când îi ajuta. Cu toate acestea, ajunsese un foarte bun constructor, tâmplar, sculptor, etc. Colibele și strănile bisericuților de la Sfânta Ana Mică și Noul Schit, precum și tot felul de mobilier făcut de el, sunt și astăzi mărturii ale iscusinței lui. În ce privește arta sculpturii, îndrăznesc să spun ca martor ocular că a fost unul dintre cei mai buni și mai iuți sculptori din Sfântul Munte. Atunci când starețul Iosif l-a trimis la Catonachia să învețe să facă peceți, așa cum i-a povestit cu nemincinoasa sa gură, dimineața a plecat, iar după amiază când s-a întors, avea cu el deja prima pecete, pe care o sculptase cu multă acrivie. În anul 1964, când l-am cunoscut pe părintele Haralambie pentru prima dată la Noul Schit, petrecea singur în coliba lui pusnicească și avea următoarea rânduială. După ce termina privegherea, se odihnea o oră sau două, apoi sculpta timp de 2 ore. Dar câte peceți credeți că făcea în acest răstimp? O să vi se pară de necrezut. Făcea 10 peceți. Aceasta era una din ocupațiile lui. În celelalte ore de lucru se îndelenicea fie cu diferite munci manuale, fie ajuta pe ceilalți frați, fie mărturisea monahi de la mănăstirile și schiturile din vecinătate sau mireni din diferite locuri. Iar cât privește calitatea sculpturii, îndrăznesc să spun că era de neîntrecut.
În anul următor, când m-am hotărât să rămân lângă el împreună cu alți doi frați, văzându-mă nedumerite de repeziciunea cu care lucra și de calitatea rugodăliei sale, mi-a spus: cu cât rostești mai cu simțire rugăciunea în timp ce lucrezi, cu atât calitatea rugodăliei este mai bună. Și cu cât rugăciunea este mai curată și curge mai repede, cu atât și lucrul tău merge mai bine și mai repede. Vrei să-ți spun și cele potrivnice? Din dragoste am arătat și altor monahi cum se sculptează peceți. Deoarece voiau să învețe această rugodelie pentru a-și câștiga existența. Atât timp cât lucrau și rosteau cu gura Doamne Iisuse Hristoase, lucrul mergea bine, însă uneori erau împresurați de gânduri rele. Dar atunci când încetau să rostească rugăciunea și primeau aceste gânduri, iată ce se întâmpla. Nu numai că stricau literele de pe pecete, dar își răneau și mâinile și picioarele cu cuțitașul cu care lucrau. De aceea le-am recomandat unora dintre aceștia ca pentru mai multă siguranță să învețe o altă rucodelie. Cuțitașele pentru sculptat peceți nu glumesc. Cu cei care au în ei gânduri în loc de rugăciune, ele sunt niște răzbunători necruțători. În primele zile, obișnuiam să stau alături de stareț atunci când făcea rucodelia. Cele spuse mai înainte de starețul meu au fost una din primele mele lecții, care însă mi-a pricinuit o frică de a mă apuca de această rucodelie. Dar într-o dimineață, starețul m-a chemat să-mi spună că trebuie să învăț să fac peceți. Mărturisesc că lăuntric m-am împotrivit, căci cu niciun chip nu voiam să mă delenicesc cu astfel de lucruri primejdioase. Însă un singur lucru m-a încurajat, acela că mi-a poruncit starețul și că eram dator să fac ascultare. Și într-adevăr, frații mei, de multe ori am trăit această taină, această minune a ascultării. Deși nu mă pot lăuda în cele duhovnicești, pentru că am fost întotdeauna leneș și nepăsător, în ce privește lucrul de mână, îndrăznesc să spun că pentru rugăciunile starețului meu, am devenit cel puțin un bun sculptor de peceți. Dar acea frică nu mă părăsea nicio clipă atunci când lucram, ci ca o sabie a lui Damocles atârnă deasupra capului meu și mă amenința tot timpul spunându-mi: dacă vrei, nu spune rugăciunea atunci când lucrezi, ci lasă să lucreze în tine gândurile cele rele, căci iată cuțitul este gata să alunece, fie în mână, fie în piciorul tău. Nu voi trece sub tăcere că nu de puține ori m-am tăiat fie la mână, fie la picior. Dar mulțumesc prea bunului Dumnezeu pentru că la această primă lecție am putut să înțeleg că taina reușitei constă în ascultare și credința față de stareț. Întoarcere la primele nevoințe. După ce starețul i-a interzis cu asprime nevoitorul începător să facă multe metanii, atletului Hristos se gândea cum ar putea petrece mai cu folos timpul. Matur încă din lume și destul de experimentat, părintele Haralambie dobândise o înțelegere bună și astfel a putut cunoaște din practică ce însemnătate au ascultarea, râvna pentru cele duhovnicești și jertfa pentru aproapele. A înțeles de asemenea cât de mult rod se culege din mustrări, disprețuiri, etc., precum și faptul că atâta vreme cât se simte în putere, în loc de metani este mai bine să petreacă toată privegherea stând în picioare, ostenindu-se să se adune întru sine, astfel încât, ca un tiran necruzător, să interzică minții lui de a ieși din noima rugăciunii Doamne Iisuse Hristoase, preasfântă născătoare de Dumnezeu, precum și din orice altă cugetare care înalță mintea la ziditorul ei. Cu acest fel de nevoință, a fost întru totul de acord și starețul său. De aceea, în nevoințele zilnice, viteazul nevoitor adeseori se ocăra, se înjosea și se umilea pe sine însuși, ajungând uneori chiar să se lovească pe sine cu un băț. În timpul nevoinței de noapte, ne spunea pururea pomenitul, toți frații țineam un băț la subsoară. De îndată ce un gând de mândrie, de judecată, de trândăvie, etc. încerca să ne tulbure rugăciunea, dă-i bătaie, dar bătaie nu glumă. Să cazi jos, să te tăvălești de durere și să-ți spui: o să te învăț eu minte, ticălosule, dacă mai îndrăznești, fă din nou aceleași. Dar de multe ori, după o astfel de bătaie, venea o umilință adâncă și rugăciunea începea să curgă ca un torent. Atunci, mintea era răpită de Duhul, care o îndulcea cu o bucurie paradisiacă de negrăit.
Prihănirea de sine este o armă de neapărată trebuință în rugăciune. Aceasta la nevoitori ajunge până la mânie. Primul dușman este eul nostru. Atunci căutăm răzbunare, adică însetăm după durere, după reaua pătimire. Și astfel Sfântul Baston cade ca ploaia. Atunci înțelegi că într-adevăr bătaia este ruptă din rai. Până aici, toate bune și frumoase. Dar atunci când mi-a făcut aceasta starețul meu, puțin a lipsit să nu o pot răbda. Într-o zi, acela mi-a spus: "Vino aici, Brene isprăvitule. Brene temătorule de Dumnezeu, tu ești preot care ține în mâinile sale pe însuși Hristos?" Și împreună cu Ocara mi-a dat și două palme. Ei, aici m-am potignit și pot spune că am pierdut cununa. Și mai ales când l-am auzit pe stareț spunându-mi: "Pentru aceasta îți dau canon ca mâine să nu liturghisești." Auzind acestea, am plecat la chilie plângând în hohote, însă nu vărsam lacrimi de smerenie, ci de cârtire și îndreptățire de sine. Eu mă jertfesc pentru alții, muncesc, priveghez, păstrez tăcerea. Ce rău vede starețul la mine de se poartă așa de aspru? Starețul meu este sfânt. Da, este sfânt, dar aici ca om a dat greș. Însă nu am întârziat să înțeleg că dădusem examene mai grele, dar picasem. Și din nou m-am întors la prihănirea de sine. Am început să mă lovesc spunându-mi: "Vai de tine, ticălosule, cât de mult egoism ai! Tu singur, de voia ta, ți-ai zdrobit picioarele cu bățul, dar nu ai putut suporta cele două pălmuți ale starețului tău. Unde este iubirea ta față de starețul tău? Unde credința? Unde ascultarea până la moarte?" Deși am căzut la acest examen, compătimitorul meu stareț nu a întârziat să mă cheme din nou la el. M-a strâns în brațe plângând și nemaiputându-se stăpâni și a revărsat fără să spună nimic toată dragostea sa. Mi-a transmis-o cu atâta putere încât am fost cuprins de o bucurie de nedescris, care a ținut toată noaptea aceea. Iar cine trăiește o astfel de bucurie îi spune lui Hristos: "Doamne, ce este aceasta pe care o trăiesc? Oare există bucurie și veselie mai mare decât aceasta pe care o simt acum lângă tine?" Dar aceasta nu este nici măcar o picătură din oceanul cel nemărginit al iubirii lui Dumnezeu. Despre aceasta m-a încredințat însuși starețul meu atunci când am alergat la el să-i spun despre acea fericire pe care încă o mai trăiam, spunându-mi: "Fiul meu, Domnul ți-a dat o picătură din oceanul cel nemărginit al iubirii lui. Dă-ți silința pe cât poți să te folosești de fiecare ocazie, de fiecare ispită, disprețuire și mâhnire, ca să trăiești o stare și mai înaltă decât aceasta." Butoiul de neridicat și minunea ascultării. Într-o zi am lucrat cu toții din greu la niște construcții. De îndată ce am terminat și voiam să ne retragem pentru a ne odihni, am auzit deodată sirena unui vaporaș ce se oprise la arsanaua noastră. Atunci când starețul a auzit sirena, l-am văzut că s-a întristat. "Ce se întâmplă, Gheronda?" l-am întrebat. "Măi, și binecuvântatul acesta tocmai acum a venit. Este G și ne-a adus un butoi de ulei." Părinții erau atât de obosiți încât starețul nu a îndrăznit să poruncească cuiva să coboare. Singura soluție era să se ofere cineva. Nu știu cum s-a întâmplat, dar am priceput gândul starețului meu și l-am întrebat: "Gheronda, îmi dați binecuvântarea să merg eu ca să aduc butoiul?" "De vreme ce dorești aceasta din tot sufletul, mergi, fiul meu, și rugăciunea mea te va ajuta." Atunci am luat o funie și am alergat îndată jos. Când am ajuns la arsana, am îngenunchiat, am legat butoiul cu funia, l-am luat în spate și m-am ridicat. Am încercat să pășesc, dar nu am reușit, căci genunchii mi se înmuiaseră. Cu toate acestea, nu am lăsat butoiul jos. De vreme ce m-a trimis starețul, mi-am spus: "Nu-l voi lăsa până ce nu voi cădea jos." Cu multă greutate am înaintat câțiva metri. Atunci mi-am făcut cruce și am spus: "Maica Domnului, pentru rugăciunile starețului meu ajută-mă." După această mică rugăciune, am simțit că greutatea din spate s-a ușurat puțin. Cu cât înaintam, cu atât simțeam că greutatea s-a ușurat tot mai mult. După puțin timp, am simțit că dispăruse toată greutatea, iar atunci când am început să urc scările abrupte, credeți-mă, am simțit că cineva mă împingea de la spate. Urcam scările aproape alergând, rostind neîncetat rugăciunea: "Doamne Iisuse Hristoase!"
Distanța de la Arsana până la colibele noastre poate fi parcursă de un catâr încărcat în aproximativ 2 ore. Te încredințez că eu am urcat încărcat cu 50 de ocale de ulei în spate în mai puțin de o oră. De îndată ce am ajuns sus, l-am întâlnit pe Start și i-am spus: „Ieronda, minune mare, asta și asta s-a întâmplat.” Din nou starețul nu s-a putut stăpâni și după ce m-a strâns în brațe mi-a spus: „Aceasta, fiul meu, este roada desăvârșitei ascultării. Dar vrei să-ți spun și eu ceva? Din clipa când ai coborât și până acum, m-am rugat pentru tine cu lacrimi.” Părintele Haralambie a povestit această minune pentru prima dată unui frate începător. Atunci când s-a petrecut o întâmplare asemănătoare în perioada când petreceam la noul schit. Odată, după ce s-a înserat, s-a auzit la Arsana cineva care striga din corabie: „Cartofii, cartofii! Părinte Haralambie, am adus cartofii!” Atunci acel frate l-a auzit pe starțul Haralambie spunând: „Ah, binecuvântatul, cine să meargă la această oră la Arsana?” „Ghironda, îmi dați binecuvântare să merg eu?” a întrebat fratele. „Mergi, fiul meu, și rugăciunea mea te va ajuta.” Fratele a coborât, a luat sacul și a început să urce, dar în timp ce urca, la rândul lui, l-a simțit atât de ușor încât în câteva minute a ajuns la colibă. Acolo l-a văzut pe stareț cu metania în mână și cu ochii plini de lacrimi. Când s-a apropiat de el ca să-i pună metanie, acesta l-a îmbrățișat. Nu știu dacă fratele acesta a sporit duhovnicește, dar starețul, cu firasca lui simplitate și plin de iubire, i-a spus: „Curaj, fiul meu, tu într-o bună zi vei spori în călugărie.” După aceasta și-a amintit de minunea cu butoiul și a povestit-o amănunțit acestui frate. Dar ca să înțelegem cu câtă râvnă și acrivie împlinea virtutea ascultării, vă voi spune încă o încercare la care l-a supus starețul său. El a povestit-o actualului egumen al Sfintei Mănăstiri Caracalu, Arhimandritul Filotei, spre folosul nostru, atunci când acesta se afla în obștea părintelui Efrem Filoteitul, fratele duhovnicesc al starețului Haralambie. „Odată, pe când mă aflam la Sfânta Ana Mică, am fost cuprins de o înfricoșătoare și nesuferită durere de dinți. Am răbdat cât am putut, iar când am ajuns la capătul răbdării, i-am mărturisit aceasta starețului și l-am rugat fierbinte să-mi dea binecuvântare să merg la dentistul de la Caries, pe atunci evlaviosul monah Nichita. Dar starețul, pentru a mă încerca, mi-a spus: „Nu, nu ai binecuvântare.” Am plecat la chilie și așteptam să simt o ușurare, dar durerea se întețea. Sufeream un adevărat martiriu, numai cei care l-au trăit știu. L-am rugat din nou pe stareț să mă lase la dentist, dar acela s-a prefăcut că șovăie să-mi dea binecuvântare și m-a pus puțin la încercare, spunându-mi că nu am deloc răbdare, dar în cele din urmă mi-a spus: „Fie, dimineața vei merge cu corabia ca să o scoți, dar te vei întoarce tot cu corabie după amiază, ai înțeles? Să fie binecuvântat, Ghironda.” A doua zi dimineața am luat binecuvântare și am plecat. Când am ajuns în Daphni și am întrebat cum se poate ajunge la Caries, mi-au răspuns că numai pe jos. Pe atunci încă nu existau mașini în Sfântul Munte. Atunci am spus: „Pentru rugăciunile starețului meu, Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă!” Și în scurtă vreme am ajuns la Caries. Când am ajuns la cabinetul stomatologic, am văzut că înăuntru așteptau mulți pacienți. Fiindcă mă grăbeam, i-am spus părintelui Nichita: „Te rog, scoate-mi dintele cât poți mai repede.” „Nu este atât de ușor,” mi-a răspuns acela. I-am explicat că trebuie să prind corabia pentru a mă întoarce la Sfânta Ana, dar a trebuit să aștept până ce mi-a venit rândul. După ce am terminat, am plecat repede la Daphni, unde am ajuns ud de transpirație. Dar acolo ce să văd? Cu puțin timp mai înainte de a ajunge, corabia plecase. Am început să strig, să fac semne cu mâna, dar nimic. Atunci m-am întrebat în sinea mea: „Oare acum ești îndreptățit să întârzi?” „Nu, dar ce voi face? Ce altceva decât să mergi pe jos și asta cât mai repede pentru a ajunge la timp la Sfânta Ana Mică?” Dar pentru a parcurge atât de repede o astfel de distanță, trebuie să mergi ori cu corabia, ori să ai aripi. Și astfel am pornit pe jos, pe niște cărări înguste și abrupte. Deși am mers foarte repede, fără să fac vreun popas, nu am putut ajunge la colibele noastre înainte de a se nopta. M-am dus direct la chilia starețului și am bătut la ușă spunând: „Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri.” Dar nu am primit niciun răspuns. Atunci am început să insist, să strig, dar nimic. Am strigat din nou: „Ghironda, deschide, sunt Haralambie.” Dar nimic. După o vreme, s-a auzit dinăuntru o voce care m-a întrebat cu asprime: „Cine este acesta care ne strică liniștea la această oră?”
Ghironda, eu sunt Haralambi, ucenicul tău. Nu te cunosc. Te rog să pleci și să nu ne strici liniștea. Dacă ai fi fost Haralambi, la această oră te-ai fi rugat. Nu ai fi bătut pe la uși. Ghironda, te rog, deschide. Eu sunt. Nu am prins corabia. Nu am vrut să întârzii. Apoi am început să plâng în hohote. După ce starețul m-a lăsat puțin ca să mă încerce, a deschis ușa, m-a îmbrățișat și, începând și el să plângă, mi-a spus cu blândețe: Haralambie, ceea ce ai făcut astăzi se numește ascultare desăvârșită. Îndrăznește, fiul meu, și Domnul te va răsplăti din belșug. O întâmplare asemănătoare ne-a povestit și ieromonahul Macarii Filoteitul, care acum este stareț la Chilia Maruda, de lângă Caries. Când eram încă începător, 16-17 ani, la Provata, ucenic al părintelui Efrem, care mai apoi a fost egumen al mănăstirii Filoteu, am avut o puternică durere de dinți. Atunci starețul m-a trimis la dentistul de la Caries, care în acea vreme era pur pomenitul monah Nichita. Când am ajuns la cabinetul stomatologic, părintele Nichita m-a întrebat: Din care obște ești, fiul meu? Sunt din obștea părintelui Efrem de la Chilia Sfântul Artemie din Provata. Mă bucur, fiul meu! Ai căzut în mâini bune. Stareții tăi sunt sfinți. Vezi acest dinte? Îl păstrez ca sfinte moaște. Odată starețul vostru, Iosif, a trimis pe un călugăr să-i scot un dinte. După ce m-am uitat în gură și am văzut că gingia era umflată, i-am spus: Fiul meu, nu pot să-l scot acum. Trebuie să iei medicamente pentru a se desumfla gingia și apoi să scoatem dintele. Nu-i nimic, părinte, a spus acela. Lasă să mă doară. Am poruncă de la starețul meu ca astăzi să mă întorc. Fiul meu, eu sunt doctor și am experiență. Te asigur că o să te doară foarte tare. Nu-i nimic, părinte, a spus acela din nou. Lasă-mă să mă doară. Te rog, scoate-l. Cât ascultare, a spus părintele Nichita în sinea sa. Un astfel de călugăr nu am întâlnit până acum. După ce l-am chinuit destul, cu multă osteneală, i l-am scos. Iar el, istovit din cauza durerilor, mi-a făcut metanie și a apucat pe drumul spre Dafnii. Nota autorului. Acest fapt ar putea să-i facă pe unii să aibă gânduri împotriva starețului Iosif, judecând omenește. Dar acest stareț sfânt, înzestrat cu darul discernământului, care pe toate le judeca duhovnicește, știa cât să-l împovăreze pe fiecare pentru a-i pricinui cu nuni. Dar vrednic de menționat este faptul că întotdeauna când voia să pună o povară asupra vreunia din ucenicii săi, cea mai mare parte din ea o ridica el însuși cu rugăciunea. De fiecare dată, după ce istovea toate puterile ucenicului, îl chema și îi spunea: Fiul meu, privește jos pe podea. Ceea ce vezi nu este apă. Din clipa când ai plecat până acum, ochii mei nu au încetat să verse lacrimi pentru tine. La aceasta se ia aminte farisei din vremea noastră, care, așa cum spune Domnul, leagă sarcini grele și cu o nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul lor nu vor să le miște pe ele. Matei 23:4. Rodul ascultării, introducerea în tainele rugăciunii minții. O astfel de râvnă a părintelui Haralambie pentru desăvârșită ascultare nu a întârziat să aducă în sufletul său, potrivit prezicerii starețului său, roadele merșugate ale Sfântului Duh. Căci așa cum spune Hristos, cel ce are poruncile mele și le păzește pe ele, și Tatăl meu le va iubi pe el și la el vom veni și locași la dânsul vom face. Ioan 14:21-23. Prin stăruința în rugăciunea neîncetată, în priveghere de toată noaptea și prin baia zilnică cu lacrimi fierbinți, mintea viteazului atlet se curățea atât de mult, încât reușea ca și starețul său să se roage ore întregi fără să se răspândească. De multe ori în acest avânt al minții către Dumnezeu, rugăciunea încetează. Atunci mintea care cârmuiește sufletul nu mai lucrează, ci este condusă de o putere străină, iar această putere este Harul Sfântului Duh. Nevoitorul vede atunci starea jalnică a sufletului său, dar în același timp mintea este răpită la cer, unde se desfătează de bunătățile cele cerești, pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit. 1 Corinteni 2:9. Atunci când acest atlet al ascultării îi mărturisea starețului său aceste experiențe, acesta exclama: O, fericită ascultare! Tu ești cea din tâi dintre virtuți! Fiul meu, eu și bătrânul Arsenie am vărsat mult sânge în nevoința noastră ca să gustăm din aceste bunătăți cerești. Voi însă, numai cu sârguința în ascultare, v-ați învrednicit de mai mult har decât noi. Faceți așadar, fiii mei, ascultare din tot sufletul vostru.
O altă cale mai ușoară și mai înaltă nu există. Un alt atlet al ascultării. Starețul nostru Iosif, ne spunea părintele Haralambie, obișnuia ca în timpul culesului de alune să trimite pe părinții Atanasie și Iosif la mănăstirea Caracalu să ajute și astfel să primească drept răsplată câteva provizii pentru obștea noastră. Într-o zi, starețul mi-a spus pe neașteptate: "Fiul meu, să mergi să-i ajuți pe frații tăi la culesul alunelor." În ziua următoare am ajuns deja la Caracalu. Pentru prima dată lucram la cules de alune, dar mi se părea o muncă foarte plăcută. Lucrez mecanic și astfel mintea se poate aduna nestingherită în rugăciunea neîncetată. Dar așa cum se întâmplă de obicei, atunci când lucrează mai mulți împreună, încep discuții, glume, etc., ca să treacă timpul mai ușor. Pentru cei care nu se ocupă cu rugăciunea și mai ales pentru mireni, ziua trece foarte ușor cu vorbărie și cu glume. Însă atunci când te îndelănicești cu rugăciunea neîncetată, nu numai că te întristezi, dar și judeci cu mintea pe ceilalți, sau ești furat de gândul de mândrie că tu faci ceva duhovnicesc, iar ceilalți nu. Și eu, ca începător, mă primejduiam să pătimesc una ca aceasta, dar fratele meu Iosif a înțeles și, vrând să mă ajute, mi-a spus: "Vino să-ți arăt un adevărat nevoitor." Ne-am apropiat de un monah care, în timp ce lucra, rostea neîncetat rugăciunea fără să vorbească cu cineva. Văzându-l pe acel călugăr, i-am spus părintelui Iosif: "Acesta trebuie să fie ajuns la o măsură înaltă. Cine este?" "Este părintele Eftimie Cipriotul și este ucenic al unui starț aspru de la Chirasia." Notă: Chirasia, așezare sihăstrească a Sfântului Munte, aflată la cea mai mare altitudine. Sfârșitul notei. "Părinte Iosif, aș vrea să mergem la el să ne spună vreun cuvânt de folos." "Acest călugăr nu obișnuiește să vorbească, dar dacă vrei să te încredințezi, încearcă." Atunci m-am apropiat de el și l-am salutat. Acela mi-a răspuns dând din cap și s-a întors la lucrul său. Însă eu i-am spus: "Părinte, eu sunt începător și de aceea te rog să-mi pui un cuvânt de folos." Dar el tăcea. După mai multe rugăminți, le-am înduplecat să vorbească. "Vrei să-L afli pe Hristos?" m-a întrebat. "Vrei să afli rugăciunea? Iată aici, împreună cu aceștia cu care lucrăm, o vei afla." "Îi auzi cum flecăresc, glumesc, râd? Ia aminte pe cât poți, nu faci ca ei, dar nici să spui în sinea ta: Măi, ce oameni mai sunt și aceștia, și să-i judeci. Să fii tăcut ca și cum ai lucra singur și să rostești neîncetat rugăciunea. Atunci vei vedea ce rugăciune vei dobândi aici, în mijlocul mulțimii." Această lecție nu o voi uita niciodată, dar atunci când ne aflam la noul schid, am uitat-o și astfel m-am păgubit sufletește. Odată m-a trimis starețul la hram la mănăstirea Sfântul Pavel ca să liturghisesc. Atunci când am intrat în Sfântul Altar, am văzut că erau acolo mulți preoți. M-am așezat într-un colț și am început să rostesc cu atâta ardoare rugăciunea, încât în scurt timp am fost cuprins de o veselie dumnezeiască. Dar în același timp auzeam și niște șușoteli. Preoții erau adunați câte 2-3 și vorbeau. Ce vorbeau, nu știu. Atunci, fără să iau aminte, am primit în mintea mea un gând de judecată. Atât de multă bucurie aduce în suflet rugăciunea, iar aceștia o disprețuiesc și vorbesc. Ei, asta a fost. Dintr-o dată, căldura și dulceața rugăciunii au dispărut și a urmat o atât de mare răceală lăuntrică încât nici cu gura nu mai puteam rosti rugăciunea. Îndată mi-am dat seama de greșeala pe care o făcusem, dar canonul a continuat. Tot timpul cât a ținut acea priveghere, am avut în mine o răceală și o uscăciune. Dimineața m-am întors la starețul meu și am povestit pățania mea cu lacrimi și suspine, cerându-i tămăduire. Și de data aceasta, milostivul meu stareț m-a cuprins în brațe, m-a liniștit și mi-a făgăduit că de vreme ce mi-am recunoscut greșeala, în scurtă vreme se va aprinde din nou în mine flacăra rugăciunii. Într-adevăr, în acea noapte, rugăciunea a intrat în ritmul ei normal. Credința în starețul tău este o taină dumnezeiască. Odată, tot pe când eram începător, a trecut pe la colibele noastre un monah și ne-a spus: "Ați auzit că a venit din lume un duhovnic purtător de Dumnezeu?" Atunci când l-am auzit, mi-am spus în sinea mea: "Iată un bun prilej să ne folosim duhovnicește." Și îndată am alergat la stareț. "Ghironda, este binecuvântare să cunosc și eu pe acest duhovnic purtător de Dumnezeu pentru a mă folosi?" "Dacă vrei, mergi," mi-a răspuns starețul. Atunci, fără să mai pierd timpul, am alergat acolo unde se afla acel duhovnic. Și am auzit din gura acelui niște cuvinte și învățături atât de frumoase, încât am dat dreptate monahului care ni le-a recomandat. Când acel duhovnic a terminat de vorbit, m-am întors la stareț și am spus plin de entuziasm: "Ghironda,
m-am folosit foarte mult. Într-adevăr, acela este un purtător de Dumnezeu. Dar stățul a clătinat din cap spunându-mi: în noaptea aceasta, după priveghere, să treci pe la mine. Într-adevăr am trecut, dar de această dată pot să mărut și cu capul plecat. Atunci starețul m-a întrebat: ia spune-mi, cum a mers privegherea în această noapte? Ah, Ghironda, în această noapte am fost cuprins de întunecare și trândăvie. Dar tu ai spus ieri, mi-a replicat starețul cu ironie, că ai cunoscut un duhovnic purtător de Dumnezeu. Cum dar în noaptea aceasta rugăciunea nu a mers bine? Da, Ghironda, nu a mers bine, dar nu știu de ce. Să-ți spun eu de ce. Ai stat lângă mine atâta timp. Te-am făcut monah, te-am făcut preot. Ai simțit vreun folos de la starețul tău? Da, Ghironda, mult m-a folosit. Ei, așadar, atunci când ucenicul are stareț și se odihnește sufletește lângă el, nu are dreptul să meargă la alt duhovnic. Este ca și cum nu ar mai avea încredere în cel pe care i-l-a rânduit Dumnezeu. Nici mai mult, nici mai puțin, aceasta se numește curvie duhovnicească. Pentru acest lucru am primit canon de la Dumnezeu vreo 2-3 zile. Cu toate acestea, s-a născut în lăuntrul meu în acele zile o nedumerire. De aceea m-am dus și l-am întrebat pe stareț: Ghironda, ați spus că ucenicului nu este îngăduit să se sfătuiască cu alt duhovnic. Am însă o nedumerire. Cum se face că părintele Efrem de la Catunachia are stareț pe părintele Nichifor și cu toate acestea mărturisește că pe toate cele bune le-a învățat la sfinția voastră? Ei, acesta este alt capitol. Închipuiește-ți că trăiești acasă la tine, iar tatăl tău nu-ți dă să mănânci. Ce vei face? Vei muri de foame? Ei, același lucru s-a întâmplat și cu părintele Efrem. A fost nevoit să vină la mine să mănânce, însă nu are dreptul să-și părăsească starețul, oricât de necioplit ar fi acela. De aceea, cu consimțământul părintelui Nichifor, părintele Efrem este povățuit de mine în cele duhovnicești, dar este dator să fac ascultare față de starețul lui. Curăția sufletească a starețului. Pururea pomenitul nostru stareț Haralambie, după mărturisirea tuturor, era din fire foarte simplu și smerit. Când vorbea despre sine, niciodată nu o făcea în mod fățarnic ca să-și atragă laudele celorlalți. Singurul său scop era cum să-l folosească duhovnicește pe aproapele. De multe ori ne povestea întâmplări din viața lui, însă nu neglija să-și arate și neputințele. Dar și atunci primeam folos sufletesc, văzând cât de departe suntem noi de nevoința lui. De exemplu, odată ne povestea: pe cât puteți, luați aminte să nu dați dreptul ispititorului. Monahul, din clipa în care începe să poarte rasă, dacă nu va da dreptul ispititorului, atunci când se va vedea în somn, întotdeauna se va vedea cu rasă, iar nu ca mirean. Odată pe când eram începător, am dat oarecare dreptul ispititorului, iar seara m-am văzut în somn ca mirean. Când m-am deșteptat, atât de mult m-am mâhnit încât plângeam nemângâiat pentru starea jalnică în care ajunsesem și de aceea am rugat-o fierbinte pe Maica Domnului să nu mai îngăduie un astfel de rău. Din fericire, niciodată nu m-am mai visat de atunci fără rasă. Altădată un frate i-a mărturisit că într-o noapte a avut ispită în somn. Atunci starețul i-a spus: aceasta depinde de firea fiecărui om, dar adeseori se întâmplă aceasta cuiva atunci când judecă pe altul. Pe mine firea mea nu mă deranjează, de aceea nu m-a avut ispită în somn de când m-am călugărit decât odată, când eram începător, iar aceasta mi s-a întâmplat din pricina unei certe pe care am avut-o cu un frate la Arsanaua Sfintei Ana. Atât de mult m-a provocat acela, încât nu m-am putut stăpâni și am spus: ai noroc că port rasă, altfel ți-aș fi arătat eu. În acea seară, Dumnezeu a îngăduit să am ispită în somn. M-am trezit și am alergat la stareț, iar acela m-a întrebat: spune-mi, ce ți s-a întâmplat în cursul zilei? Când i-am povestit ce se întâmplase, îndată mi-a spus: asta este. De atunci, cu rugăciunea lui, sunt atent și nu mi s-a mai întâmplat un astfel de lucru în vis. Cred că și numai din aceasta poate să tragă cineva învățături. Dar vrednice de mirare sunt acrivia și curăția pururea pomenitului stareț, care se pot vedea din aceste povestiri simple și stângacele lui. A trăit în lume ca mirean 40 de ani și purta în el amintirile tuturor celor trăite în toți acești ani și cu toate acestea nu a avut ispită în somn decât o singură dată. Dar cu toate că a pătimit aceasta o singură dată, marea lui sensibilitate l-a făcut să verse lacrimi nemângâiate socotind aceasta ca o mică părăsire din partea lui Dumnezeu. Ultimele experiențe din peșterile de la Sfânta Ana Mică. După cum am mai spus, din ziua în care a fost hirotonit preot, părintele Haralambie săvârșea Sfânta Liturghie zilnic, după miezul nopții. Și aceasta până aproape de sfârșitul vieții lui, când nu i-a mai îngăduit sănătatea.
Chiar și atunci când era egumen al Sfintei Mănăstiri Dionisiu, în fiecare zi, în afară de duminici și sărbători, mergea într-un paraclis cu câțiva frați pentru a săvârși în liniște dumnezeiasca jertfă, așa cum era obișnuit, pomenind foarte multe nume la vii și la morți. Însă experiențele dumnezeiești trăite de el în bisericuța plină de har de la Sfânta Ana Mică rămâneau de neuitat. Aproape în fiecare zi trăia atât de intens taina Euharistiei, încât din pricina multelor lacrimi îi era cu neputință să săvârșească Sfânta Liturghie fără multe întreruperi. Dar mai ales, în ziua slăvitei înviere se întâmpla ceva dumnezeiesc. În timpul marilor sărbători ale bisericii noastre, dar mai ales în zilele Sfintelor Pătimirii și al Învierii, monahii din fiecare schit al Sfântului Munte se adună la biserica principală a schitului, unde săvârșesc împreună privegheri mărețe cu laude și doxologii. Pentru aceasta, starețul Iosif îi trimitea pe ucenici de la colibele lor la biserica schitului Sfânta Ana. Rămâneau numai stareții Iosif și Arsenie, precum și părintele Haralambie, ca liturghisitor. Așa cum mi-a povestit pururea pomenitul meu stareț, de la binecuvântată este împărăția până la otpust, atât de puternică, de vie și simțită era prezența lui Hristos și a Maicii Domnului în mijlocul lor, încât toți trei vărsau și roaie de lacrimi, fiind astfel nevoiți să întrerupă de multe ori liturghia. Și nu numai că prăznuiau, ci trăiau, simțeau, se îndulceau de prezența lui Hristos cel Înviat și a preasfintei sale Maici. După aceea, povestea starețul, când îi mărturiseam starețului meu ceea ce simțeam și ce vedeam cu ochii sufletului, îmi destăinuia că și el și bătrânul Arsenie simțeau la fel și îmi spunea că cele pe care le trăiam sunt numai o parte din acea bucurie negrăită pe care a avut-o Maica Domnului atunci când l-a văzut pe Fiul ei înviat. Milostivirea preasfintei născătoare de Dumnezeu, Maica noastră, ne dăruiește și nouă nevrednicilor ei fii o parte din această bucurie dumnezeiască.